astăzi este cea mai urâtă zi din viața mea. Ieri era totul uscat, bine, frumos, mergeam în Adidas, nu știu ce e în capul meu. Da. Gata. Dimineață când mă trezesc să am un șoc existențial, să văd că ninge. Dar nu că ninge, că s-a așternut și că e fleșcăială. Nu vreți să știți ce a fost în sufletul și în inima mea? Eu sunt în Adidas și, după cum puteți vedea, cu gleznile la vedere cât de trebuie să fim frumoase. Am văzut că s-a așternut un pic pe jos, nu-i cine știe ce. În timp ce mă îndreptam spre mașină, am văzut că parbrizul și luneta și ogrinzile erau acoperite de, ce să vezi, coșmar de zăpadă. Oh, Doamne! Și m-am apucat să dau cu racleta să rezolv problema. Vorbeam că mie nu-mi place iarna și a venit, adică, păi nu se poate, frate, nu... Acum merg pe aici ușor, că mă ud la picioare, poate iau și o trântă, că eu iarna așa... Nu există iarnă fără ca eu să-mi iau o trântă, deci mă vedeți, da? Gata. Am escaladat zidul de zăpadă. Nu vă mai zic, azi dimineață am descoperit că mi-am uitat pensulele de machiaj acasă și nu știu cum am reușit să mă machiez cu o singură pensulă, ceea ce din nou a fost minunat. Și o să trebuiască să mă duc să-mi cumpăr niște pensule de machiaj. E o zi minunată de iarnă. Nu mă așteptam să vin așa de repede de iarna. Speram că nu o să întâmple acest lucru niciodată. Nici lopată n-am la mine, nu contează. Nu cred că o să ning așa de mult, așa îmi doresc. Că oricum, eu mi-am dorit să nu ningă deloc, dar tot am ies. Nu comit. Trebuia neapărat să vă mai zic ceva. Din categoria tipurilor de oameni iarna. Bă, frate, sunt oameni aia care nu știu să meargă. Sunt de aia flâșc, flâșc, flâșc. Cu picioarele în toate direcțiile. De aruncă zăpada și mânjești pe toată lumea de apă, de toate alea. Cum să mergi, frate, așa? Floși, floși, floși. Vede că e floși, că e alea pe jos. Mergi ca... Doamne. Și mai sunt aia așa ca mine, drăguți. Care merg așa ușor, sunt să stropească și întâlnești unul de ăsta. Care dă-i bani, nu dă? Și vezi cum te faci tot una din cap în picioare. Învățați să mergeți corect iarna și când plouă. E deranjant pentru restul. Să scurg scările. Am pupat. Că tot am terminat acum facultatea. Mi-a mai venit așa o idee. Tot din categoria tipuri de oameni iarna. Acei oameni care se îmbracă subțire pentru că au mașină. Și vezi pe drum zgribuliți de fric și ce face, ai drept. Deci îi recunoști de la 7 km și că bă, ăla are mașină 100%, dacă mergi așa și ai la alții care îi vezi așa mergând pe stradă. De ce? Pentru că au 200 de miliarde de haine pe ei, 7 perechi de colanți, 5 bluzi, 3 plovări, 7 geci și îi vezi așa. Și că, frigule, te aștept, mamă, ia-mă, n-ai cum să mă atingi. Asta mi-a venit în contextul în care eu fac parte dintre cei zgribuliți care îs cu gleznele pe afară, că de, hai să fim fashion. Bine, nici nu am cizmile la mine acum, dacă... Dar oricum, eu mereu sunt îmbrăcată subțire pentru că mie nu-mi plac hainele de iarnă. V-am mai spus că eu n-am decât un plover pe care mi l-am cumpărat, nici eu nu știu de ce. Că mi-era frig. Apropo, zilele astea mă uitam, zic, băi, văd că se poartă pulovările, toată lumea are. Parcă mi-aș lua și eu, dar nu-mi plac, dar mi-aș lua să am acolo. Gândirea mea. Și acum mă duc să-mi iau pensul, pentru că le-am uitat la Brăila. V-am pupat, dragii mei. Să zâmbiți cu gura până la ureche, așa ca mine.